Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul nostru e reprezentat de oamenii care dezvoltă al șaselea simț. Un băiat citește gândurile celorlalți. Multe animale se orientează în spațiu datorită unui fel de al șaselea simț care le permite să detecteze câmpul magnetic al Pământului. Conform unui studiu recent, și unii oameni au această abilitate. Majoritatea animalelor percep câmpul magnetic al Pământului, abilitate care permite păsărilor migratoare să-și găsească drumul în călătoriile lungi sau somonilor să înnoate în direcția corectă. Conform unui nou studiu, și unii oameni ar avea acest al șaselea simț, doar că nu-l conștientizează. Ipoteza că oamenii sunt sensibili la câmpul magnetic nu este nouă, ea fiind menționată încă din anii 1980. Dar de atunci studiile nu au furnizat nicio dovadă concretă care să confirme această teorie. Acest nou studiu, publicat în revista științifică Neuro, se bazează pe scaneri ale creierului. Pentru prima dată, documentele dovedesc că anumite persoane sunt înzestrate cu magnetorcepție, care face posibilă detectarea unui câmp magnetic. Pentru a ajunge la această concluzie și a obține aceste dovezi, o echipă de cercetători americani și japonezi a efectuat un experiment prin care au vrut să vadă dacă oamenii sunt sensibili sau nu la câmpul magnetic al Pământului. La experiment au participat 36 de persoane, 24 de bărbați și 12 femei, cu vârste cuprinse între 18 și 68 de ani, cu diverse origini, europene, africane, asiatice, autohtone. Au fost puși într-o cameră întunecată înconjurată de bobine electrice. Participanților li s-a solicitat să închidă ochii și să se relaxeze. Între timp, cercetătorii au modificat câmpul magnetic din jurul lor, modificând curenții electrici în bobine. Intensitatea câmpului magnetic din această cameră a corespuns cu cea a câmpului magnetic al Pământului. Folosind instrumente specifice, au analizat ritmul cerebral al participanților. În cazul unor, au detectat un ritm alfa, o oscilație rezultată din activitatea electrică a creierului. Amplitudinea sa a scăzut când creierul a perceput un semnal. Față de aceste rezultate, cercetătorii au dedus că percepția câmpului magnetic al Pământului ar putea fi specifică anumitor oameni. Acest al șaselea simț ar fi o abilitate născută, întrucât unii sunt stângaci, alții dreptaci, alții înzestrați la matematică sau cu ureche muzicală. Un studiu din Australia sugerează că oamenii au capacitatea de a detecta schimbări în mediu, chiar dacă nu pot descrie asta cu acuratețe. Dacă poți detecta prezența oamenilor pe care nu-i poți vedea sau ai capacitatea de a detecta un pericol atunci când ai presentimente, atunci poate că vei fi dezamăgit când vei afla că oamenii de știință au exclus posibilitatea existenței celui de-al șaselea simț. Dar un studiu realizat timp de un an pe oamenii de știință de la Universitatea Melbourne, publicat în jurnalul PLOS ONE, a scos la iveală faptul că unii oameni pot detecta schimbări în mediu chiar dacă ei nu reușesc să le descrie cu acuratețe. Cu toate acestea, oamenii de știință au declarat că acest fenomen nu se produce ca urmare a vreunei abilități supranaturale, ci mai curând în baza unor indicii culese de simțurile mai convenționale precum văzul. În studiu, cei 48 de voluntari au primit perechi de fotografii ce surprindeau o femeie. În unele cazuri, în una dintre poze, înfățișarea femeii era schimbată de o coafură nouă sau de prezența unor ochelari. Fiecare imagine putea fi observată timp de 1,5 secunde între imaginile dispuse, existând o pauză de o secundă. Ulterior, subiecții au fost întrebați dacă a apărut vreo schimbare în imagini și dacă o pot identifica dintr-o listă de 9 variante. Rezultatele au indicat că, deși subiecții puteau simți că s-a produs o schimbare, ei nu o puteau exprima în cuvinte, în timp ce acest rezultat poate părea ca o confirmare pentru unii subiecți care considerau că au al șaselea simț. Oamenii de știință susțin că aceste constatări indică tocmai contrariul. Ceea ce au făcut oamenii a fost să proceseze informații pe care nu le puteau verbaliza, dar pe care le culegeau adesea inconștient. Într-un fel, fenomenul seamănă cu un tablou abstract. Nu înfățișează nimic ce ar putea fi etichetat precum un munte sau o mare, însă doar uitându-te la el poți culege multe informații, a declarat doctorul Pierce Howe de la Melbourne School of Psychological Sciences. Informația a fost subliniată cât să le spună că s-a produs o schimbare, deoarece ei puteau să-și dea seama că imaginea a fost modificată, însă nu reușiseră să culeagă suficiente informații pentru a spune în ce consta schimbarea. Mulți participanți au crezut că au o abilitate quasi-magică. De asemenea, Howe a mărturisit că a început cercetarea după ce una dintre studentele lui a spus că posedă al șaselea simț. Mi-a spus că are abilitatea de a se uita la o persoană și de a-și da seama dacă a trecut printr-un eveniment neplăcut. Ea a mai spus că
A știut când o cunoștință a fost implicată într-un accident de mașină, chiar dacă persoana nu avea semne vizibile că ar fi fost rănită. Eu i-am spus că e posibil ca ea să nu fi reușit să identifice semnele verbale, dar să le fi observat fără a fi conștientă de asta, a povestit cercetătorul. Primim o multitudine de informații pe care nu le verbalizăm. De exemplu, acest lucru se produce adesea când dispare ceva. Dacă în camera de alături copiii mei fac foarte multă gălăgie și apoi devin tăcut subit, nu realizez că ceea ce mă sperie este tocmai faptul că îi fac liniște. În subconștient devin alertat și merg în cameră unde constat că îi fac liniște tocmai pentru că fac vreo năzdrăvănie. Iar asta nu reprezintă al șaselea simț, a mai explicat doctorul. ESP, un termen larg care descrie totul de la telepatie la clarviziune, a fost studiat din anii 30, însă Howe susține că cercetarea lui a fost prima care a arătat că oamenii pot simți informații pe care nu le pot verbaliza. Cercetătorii se întreabă dacă strămoșii noștri nu aveau toți această abilitate. Prin evoluție, ființa umană și-ar fi pierdut capacitatea de a percepe câmpul magnetic al Pământului. Însă, se pare că de mult în preistoria omenirii, al șaselea simț era la fel de activ ca auzul și văzul. Printre primitivii planete, el funcționează și azi. Premoniția, vizualizarea, telepatia sunt pentru ei modalități de a supraviețui. Scrie formula AS. Iată în continuare câteva exemple elocvente. Într-o noapte de noiembrie în 1993, Barbara Garwell a avut următorul vis. Niște flăcări mari cuprindeau un pat din lemn prețios încrustat cu sidef. Scena se petrecea într-una din camerele castelului Windsor, în apropiere de Londra. În mijlocul flăcărilor dormea profund Elizabeth Bowes Lyon, mama reginei Elisabeta II a Angliei. Barbara Garwell avea viziuni nocturne încă de la vârsta de 7 ani, dar acest vis i s-a părut prevestitor pentru niște fapte foarte grave. Astfel încât a doua zi l-a descris unui prieten doctor psiholog. Acest specialist al interpretării viselor a luat foarte în serios premoniția Barbarei. Ea făcea parte dintre elevele lui cele mai dotate. Printre alte evenimente, ea prezisese moartea președintelui Sadat al Egiptului în 1981. După 3 nopți, Barbara a avut un alt vis. În somn, îi apărea o splendidă grădină în mijlocul unei păduri. Dar la marginea acestei păduri, focul iadului incendia pământul și cerul. Am presimțit atunci că familia regală a Angliei o să aibă niște probleme grave. Peste 3 săptămâni la Palatul Windsor a fost un incendiu puternic. Nimeni nu a scăpat de flăcări. Printr-o mare șansă, niciun membru al familiei regale nu se afla acolo în momentul dramei. Nici Elisabeta a doua, nici soțul său, ducele de Edinburgh, nici regina mamă aflată în siguranță la Buckingham Palace. Dincolo de simțuri. Cercetătorul american Joseph Byrne, împreună cu soția sa, au dovedit existența celui de-al șaselea simț printr-un experiment cu cărți de joc. Cu toate că ambele vise ale Barbarei nu aveau o precizie absolută, nu se poate afirma în niciun caz că nu a fost vorba de premoniție. Barbara dispune de un dar al percepției extrasenzoriale, PES. Are puterea de a presimți evenimentele grație unui al șaselea simț. Percepția extrasenzorială acoperă mai multe manifestări psihice distincte, studiate de parapsihologie, cum ar fi telepatia, transmiterea gândului la distanță, clarviziunea, perceperea obiectelor sau a evenimentelor imperceptibile pentru cele 5 simțuri normale, premoniția, darul de a simți evenimentele din viitor, retrocogniția, capacitatea de a cunoaște intuitiv evenimente petrecute în trecut și necunoscute, psihokinezia, acțiunea gândului asupra materiei fără contact fizic. Aceasta, din urmă, depinde de calități energetice care sunt încă necunoscute. Ea permite fie deplasarea obiectelor, telechinezia, fie deformarea lor, psihokinezia. Apa din gând. De-a lungul timpului, aceste puteri și daruri s-au bucurat de o credibilitate diferită. Fapt remarcabil, percepția extrasenzorială și-a avut epoca de glorie în societățile așa zis primitive sau la popoarele în curs de dezvoltare tehnologică. De exemplu, pentru aborigenii australieni sau nomazii din deșertul Kalahari, percepția extrasenzorială se înscrie în viața de toate zilele. Un explorator încercat, Lawrence van der Post, a observat că popoarele și triburile nomade își alegeau itinerariile peregrinărilor fără niciun reper aparent. Când au fost întrebați ce principiu le ghida pașii, nomazii au răspuns că vedeau locurile unde se găsește apă și vânat din belșug. Percepția extrasenzorială le era familiară și de mare ajutor. Într-o zi, un aborigen australian a anunțat în mod subit că trebuie să abandoneze vânătoarea pentru că nevasta lui naște și dorește să fie alături de ea.
El se găsea la 100 de kilometri de casă și era imposibil să fie aflat acest lucru prin mijloacele obișnuite de comunicare. În fața stupefacției exploratorului și a întrebărilor sale, oamenii tribului s-au mirat amuzându-se. Cum de nu pricepeți niște lucruri așa de simple? Mai târziu s-a aflat că femeia născuse exact în clipa precizată de vânător, când se hotărâse să plece spre ea. În comparație cu Lawrence van der Post, mulți oameni de știință dau dovadă de scepticism în ceea ce privește fenomenele paranormale în general și percepția extrasenzorială în particular. Faptul că aceasta din urmă trece dincolo de legile cunoscute ale naturii a făcut pe cercetători să nege pur și simplu existența ei. Nici măcar nu au considerat aceste premoniții drept niște coincidențe. Cât despre parapsihologi, aceștia se aliază cu ideea nomazilor din deșert. Percepția extrasenzorială a ajuns pentru ei un lucru normal și recunosc că omul a pierdut puțin câte puțin din aceste simțuri datorită progreselor tehnologice care le-au redus importanța. În materie de comunicare, spre exemplu, tehnica a făcut inutilă practica telepatiei. Alți specialiști ai problemei merg chiar și mai departe. Pentru biologul radical, Rupert Sheldrake, al șaselea simț ar fi echivalentul la om al instinctului pe care l-au animalele. Cum se întorc porumbeii călători după ce au parcurs distanțe foarte mari? Păsările migratoare nu se îndreaptă cu un instinct sigur spre locurile cu pește mult? Percepția extrasenzorială ar fi o formă de instinct de supraviețuire care există indiferent dacă îl conștientizăm sau nu. Cărțile lui Zenner. Psihologul american Charles Hart a dus mai departe aceste experimente. Încăpățânarea științei în negarea existenței unui al șaselea simț nu i-a împiedicat pe unii cercetători, la fel de încăpățânat, să-și continue studiile. Povestea a început acum mai bine de un secol, prin 1882, când un mic grup de studenți de la Cambridge a fondat Societatea pentru Cercetare Psihică, al cărei prim scop a fost aplecarea spre telepatie. Fără îndoială că această primă inițiativă a reprezentat doar o anecdotă în istoria științei, dar a avut meritul de a face din percepția extrasenzorială un subiect de discuție și studii în universitățile occidentale de prestigiu. Astfel, la începutul secolului nostru, departamente de parapsihologie au apărut la universitățile americane Harvard și Stanford, cât și la Universitatea Olandeză de la Groningen. Dar mai ales trebuie salutată munca de pionierat a lui Joseph Banks Rhind și a soției sale, totul a început în 1930 la Universitatea Duke din Statele Unite. Joseph Rhind este acela care a creat termenul de percepție extrasenzorială și a definit metodele științifice pentru a o cerceta în laborator. Una din experiențele cu un student de-al său a devenit celebră. El a extras de 1850 de ori cărți de joc dintr-un pachet. În timpul acestor extrageri succesive, în 558 de cazuri, studentul a ghicit cu precizie ce cărți au fost extrase din pachet, deși se afla la mai mult de 100 de metri distanță. Experiența a pornit de la o idee a unui coleg, Carl Zener, și anume să se identifice o carte dintr-un pachet de 25 de cărți numite cărțile lui Zener, după numele inventatorului lor. Acestea aveau 5 simboluri simple, un cerc, o cruce, o stea, un pătrat și o linie ondulată. Metoda a evoluat în timp, dar principiul de bază a rămas acela. Subiectul trebuie să desemneze cartea aleasă din pachetul lui Zener. Rhind a demonstrat într-un mod categoric că la oamenii dotați cu un al șaselea simț performant, succesul testului nu putea fi pus pe seama hazardului sau unor coincidențe fericite. Contestat în timpul vieții și acuzat de multe ori de înșelăciune, spunându-se că însemna spatele cărților cu anumite semne convenite, Rhind rămâne acela care a deschis porțile parapsihologiei moderne. 10.000 de evenimente paranormale. Se spune că Leonardo da Vinci a pictat portretul Giocondei în urma unui vis vizionar. La rândul ei, Louisa Rhind, soția cercetătorului, a adunat probele ce demonstrau autenticitatea 10.000 de evenimente paranormale. În cercetările sale, ea a descoperit că percepția extrasenzorială variază ca acuitate în funcție de momentele din zi sau din noapte. Astfel, numai 10% din experiențe se petrec când nu dormim, 30% în momentul adormirii și restul de 60% în timpul somnului. Azi, cercetările cele mai avansate o contrazic parțial pe Louisa. S-a demonstrat că, except în somnul, cele mai propice stări de percepție extrasenzorială sunt la limitele somnului. Atunci când adormim sau ne trezim, se știe, de exemplu,
ca mulți oameni se trezesc cu premoniția unui eveniment, chiar dacă e vorba numai de primirea unei scrisori sau de stingerea neprevăzută a veiozei. La începutul anilor 70, un experiment făcut în Statele Unite, la New York, a confirmat calitatea paranormală a somnului obișnuit. Doi cercetători, Montague Ullman și Stanley Krippner, au demonstrat că se puteau transmite imagini mentale de la o persoană la alta în stare de veche la una care dormea adânc. Exemplele viselor premonitorii și ale evenimentelor extrasenzoriale sunt numeroase. Cu toate acestea, comunitatea științifică ce a acceptat în rândul său departamentele de parapsihologie rămâne în continuare sceptică, ba chiar ostilă, în ceea ce privește teoriile care afirmă existența unui al șaselea simț, oricare ar fi natura sa. Dar această situație nu-i descurajează pe puținii cercetători care, mergând pe drumul lui Ryan, continuă să furnizeze oamenilor de știință probe care să demonstreze existența percepției extrasenzoriale. Supliment de anchetă, Jean Jaurès, creat la Paris la începutul secolului trecut, Institutul Metapsihic Internațional, IMI, a avut și are printre membrii săi personalități eminente. Un deținător al Premiului Nobel pentru Psihologie, Charles Richer, omul politic Jean Jaurès sau filozoful Henri Bergson. Asemenea societății pentru cercetare psihică, sora sa britanică mai mare, IMI, a stabilit științific existența fenomenelor de percepție extrasenzorială, PES, și de psihochinezie, PK. IMI editează de asemenea și o revistă, la Revue Métapsychique. Cercetătorii de la IMI explorează creierul cu ajutorul unor noi tehnologii pentru a descoperi unde se află originea câmpului de forță sau de energie, necunoscut până în prezent, singurul responsabil pentru producerea fenomenelor PES și PK. Un băiat de 7 ani poate citi gândurile celorlalți. Băiețelul în vârstă de 7 ani, Eddie Patterson, din Sydney, Australia, poate citi gândurile celor din jurul său. Eddie știe întotdeauna ce gândim, spune mama lui. Nu putem să ascundem nimic de el. Cu ocazia fiecărui Crăciun știe ce cadouri va primi chiar înainte de a le desface. Niciodată nu învață pentru lucrările de control, dar întotdeauna ia nota 10 pentru că citește răspunsurile în mintea profesoarei. Doamna Patterson povestește că prima dată când a conștientizat puterile lui Eddie a fost când băiatul avea 5 ani și a ajuns acasă după ce lovise puțin într-o parte mașina. Încercam să-mi imaginez cum să-i spun soțului meu despre asta, când dintr-o dată Eddie a spus: "Tati, te-ai supărat dacă ai aflat că mama a lovit mașina?" Soțul meu a râs și a spus: "Nu, dacă mama nu ar fi rănită." Apoi Eddie s-a întors spre mine și a zâmbit. Am simțit cum mă trec fior pe șira spinării. Eram la o distanță de 3 mile când s-a produs accidentul și el nu avea cum să știe despre asta. Experții care l-au examinat pe Eddie spun că băiatul poate citi gândurile cu acuratețe de 85%. El nu poate să explice cum știe ceea ce gândesc ceilalți. Pur și simplu, așa se întâmplă, spune el. Adică, asta e. Prieteni, mulțumindu-vă încă o dată pentru atenția pe care ne-o acordați, Cristian Alexandrescu vă spune ca de obicei, pe curând!